Spiridon Mocanu este un nume notoriu în cultura Moldovei. Personalitate cu merite deosebite în domeniul dansului scenic, cavaler al mai multor ordine și distincții și posesor al numeroaselor titluri onorifice. Promotor al artei basarabene pe toate meridianele globului, el s-a bucurat de apreciere aleasă a publicului autohton și a celui de peste hotare. Spiridon Mocanu este o excepție, este un fenomen pentru cultura noastră națională, fiindcă, fiind, cred că, născut sub zodia Terpsihorei sau poate zic eu acea zână din povești la cupat în creștul capului. Îngerul păzitor al maestrului Spiridon Mocanu i-a luminat calea de la 18 aprilie 1932 din orașelul Cahul. Copil fiind încă acolo în Cahul, în Mahala de jos, unde s-a născut el, când venea circul în Mahalaul lor, deci după plecarea circului, el încerca să jongleze ba cu butoiul, ba cu căldarea. După ce a absolvit cele 4 clase obligatorii pe timpuri, Spiridon Mocanu s-a angajat vizitiu la boierul Nicu Cricopou. Munca de vizitiu i-a părut interesantă. Îi plăcea să îngrijească cai, să se plimbe cu boierul până la Zărănești și înapoi, să iasă noaptea cu caii la păscut. Din acel vizitiu care era el, ducea boierul de pe loc în anii 30, în anii 45, 46, 47, îl vedem copil de într-un regiment militar, îl lasă pur și simplu, fiind băiat tânăr, cum spuneau vecinii, neavând în casă întreținerea materială care era acolo, au zis să-l iei la armată și să-l crească ei în armată ca viitor soldat sau ca viitor dansator. Așa îi preziceau lui. În 47 fusese angajat ca lucrător de scenă la Teatrul Rus, care a început să activeze la Cahul, unde din când în când era antrenat în spectacole. Probabil de aici, Spiridon Mocanu începe să-și perfecționeze expresivitatea gestului, a mimicii, a ținutei scenice și a pasului. În anul 49, pe când Nicolae Bolotov alegea copii talentați din Republică pentru ansamblul de stat al Filarmonicii, a nimerit și acolo și Spiridon Mocanu. În scenă, evoluarea lui a fost ca un vârtej, așa mai spun eu, alături de Gheorghe Forțu, alături de Ion Furnică. El e din Cahul, eu din Manta, acolo aproape suntem noi. Și când am venit la concurs aici, eu cu Gheorghe Forțu, noi trei am plecat la tractoriști, combainori, la Soroca. Era și ne-a oprit acolo la Chișinău și când, zici, mai este încă unul mititel de la Cahulu. Cine de la Cahulu? Cine de la Cahulu? Când acolo Mocanu. Poftiți, am fi tot cine ne vine. Bună ziua! Ia! S-a bucurat Spiridon Mocanu de o prietenie veritabilă de o viață cu Ion Furnică. Bună ziua! Noroc, băi, Spiridon! Noroc! Ia-ți mă și mă întâlnești, băi, dar cu așa! Ia dezbrăcați-vă, oameni, băi, băi! Cum? Ești bărbărit, frumos ești, băi! Ai, noroc, domnul! Antipul! Rămâne caldă! Noroc, noroc! Hai, să vă sănătos! Sănătate! Ia mai drept, hai! Mulți ani! Stărgi în braț sau nu? Da, și de acum mă stres, primul și chiar de așa. E bun, mă bucur. Nu ne-a dus cărță. Nu, la antip, le aduc. Și nu, 0 grade, de așa 3. Arăți bine, mă. Da, și să arătă rău, da? Zocă, brava. Am venit la concurs acolo și sigur că era sala arhiplină, cu tineret, cu care luau parte. Au venit băieți și fete din toată Republica, din toate satele care doreau să intre la studiu. Noi ne-am cunoscut prima dată când pe noi ne-au adunat la ansamblu, la filarmonică atunci era, Nicolae Alisandru Bolotov, care era conducător. După ce ne-am controlat noi,
ne-a spus bolotul, că zice, puteți, nu vă mai duceți la Soroca, vă duceți acasă înapoi, așteptați, o să primiți telegramă, când să veniți încoace. Atunci, prima dată, ne-am văzut, că eu nu l-am văzut niciodată pe dânsul, dar nici el pe mine. Prima dată ne-am văzut când ne-a chemat și ne-a pus acolo la bară. Pe lângă ansamblu de dansuri populare a fost organizată pe atunci studiu de 6 luni. Dar noi în timp de 3 luni am reușit și am intrat în câteva dansuri și făceam și studiu și făceam și repetiții cu cei maturi. Și am început să facem clasică. Uite, de acolo am început prima dată să ne cunoaștem mai detaliat, mai aproape. Din mișcările cele care le-am arătat eu cu Gheorghe Forțu și Spiridon Mocanu, Bolotov a montat un dans de bărbați, se numea Tăbăcărească. Este așa o melodie de la sud, mai scurt de la tăbăcari, de la cei care fac peile, le dubesc, le fac. Părere de rău, nu se păstrează acum în ansamblu joc. Doar în filmul artistic Leana, realizat la studioul Gorki în 1955 de regizorul Boris Barnet, scenariul Valentin Ejov, Liviu Corneanu, muzica de Chico Aranov, am găsit un fragment din dansul Tăbăcărească, montat de Nicolae Bolotov. Acest tânăr înalt, blond, cu ochi albaștri, care pe timpuri, împreună cu Spiridon Mocanu, au fost soliști, este Victor Buga. Treilea an de studiu, adică și în studiu și în joc dansând, am luat parte la, după decade, trebuia în 53 să luăm parte la Festivalul Mondial de Dansuri Populare, de ansamblu de dansuri populare, care au fost 45-50 de ansambluri. Unde era, la București? La București, da. Și atunci am prezentat 3 dansuri, Tăbăcărească, suita de dansuri populare, joc, care acum este, se numește joc, Hora Fetelor, Ciocârlia și Jocul Mare și Moldovenească. Știu că primul dans care v-a adus mare popularitate împreună cu Furnic este Ciocârlia. Asta este dansul joc, care e compus din 3 părți, din horă, ciocărlie și joc. În 49 a fost chemat de la Moscova conducătorul ansamblului a Uniunii Sovietice, Igor Alexandrovici Moiseev, de a monta un dans moldovenesc în ansamblu joc. Până atunci ansamblu joc nu se numea ansamblu joc, dar se numea ansamblu de dansuri populare a Moldovei. El a montat o suită, a umblat, a strâns întâi muzicanții care au mai rămas, care mai știu melodii vechi. Erau niște oameni din orchestra simfonică ca Vasile Boz, ca Poștari, ca Ferraro, Bogan, acești oameni care au cântat lui fel de fel de melodii.
Și după ce el a ascultat toate melodiile astea, a plecat la hotel și s-a închis. Și peste 3 zile a spus că ia că acum pot să vin să montez dansul. Am montat o suită din 3 părți. Întâi a montat hora, o horă lină, pe urmă am montat și o cărlie, și a treilea parte a montat jocul. Și uite această suită care i-a venit din numirea la ansamblu Joc. Dansul a fost montat de Igor Alexandru și Moiseev. După ce a găsit toate schița de dans, el întâi a luat și a ales soliștii și m-a ales și pe mine ca să joc ciocârlie. Asta e un dans extraordinar de bogat și de a face această pasăre ca să devie vie. Când până la mine, el s-a cântat în instrumente, cu gura s-a cântat, dar cu dansul nu, n-a jucat nimeni pe la mine. Eu prima dată am jucat acesta dans ciocârlie. Atunci lucram așa dimineața de la 10 și pe urmă avem numai 2 ore de repaus la masă și pe urmă până la 1 de noapte. Asta e 3 luni de zile. Dar eu lucram numai cu asta, cu asistentul lui Igor Alexandru Moiseev și cu vioara. Și așa de mult a lucrat că la mine s-au umflat picioarele ca la cai când mănâncă mult ovăz. Și el când s-a uitat la picioare a spus, măi, du-te și te hodinești. El nu a văzut niciodată că poate așa la om să umfle picioarele. Ciocârlia era cea mai bogată parte a acestei suite. Eu am fost în rolul ciocârliei. După asta, când a anunțat juriul împreună cu Igor Moiseev, el a prezidat juriul și a spus că din toate colectivele care e asta, 3 locuri primele a luat, zic, ansamblu Joc din Moldova, Hor Piatnitski de la Moscova și ansamblu de dansuri populare din Gruzia. Așteptat. La vârsta de 21 spre 22 de ani, după festivalul de la București, ne-au decorat spre Don Mocanu, Ion Furnică și Nicolae Tărăcanu, Nădejdea Pșinici, ne-au zis că am primit artiști emeriți la 21 de ani. Da. După 3 ani care am dansat în Joc, venind din sat, de la țară, nu știam ce mișcare. Este numai o proverbă așa, ce că omul ideal nu-i. Dar el poate fi ideal numai în interpretarea rolului, interpretarea dansului, el atunci aduce, vine ideal. De ce? Pentru că atunci el o lecuțică ajunge cu deștul mai sus de nouri. Igor Moiseev montează Mocanul, Veselul Mocanul, cum era tradus din limba rusă. Aici era Glumesul Păcală, da, pentru că el pe care toți băieții. Însă în Moscova, deci Moiseev îi dedică anumele lui Spiridon Mocanu dansul acesta care era numit Glumesul Mocanul. Mm-hmm.
Conducătorul orchestrei ansamblului Joc de pe Timpuri a fost și Coaranov. Primul dans de glumă noi am început să-l facem după cânticul lui popular. M-am pornit la Chișinău, care l-a cântat domnul Ureche, Dumnezeu să-l ierte. Am pornit la Chișinău, cu o căruță, cu un cal rău. M-am pornit la Chișinău, cu o căruță, cu un cal rău. M-am întâlnit un cuscra meu și mă îngheiat zebeu. M-am întâlnit un cuscra meu și mă îngheiat zebeu. Zic, ia mai să facem și noi după cântecul ăsta. Și s-a primit foarte bine că el s-a închegat, așa cum noi ne-am gândit. S-a prins, s-a închegat foarte bine într-o această scenetă mică, pe drum la Chișinău, și cu dânsul prima dată și-am și plecat la Festivalul Mondial în 57 la Moscova, care am luat primul loc. Am luat primul loc a Uniunii, era a Republicii a Uniunii, și pe urmă am luat primul loc a Festivalului Mondial în 57 de la Moscova. Dar care a fost prima componență acestui dans? Prima componență acestui dans a fost domnul Ion Furnică, eu, Lubomir Iorga și, Dumnezeu să ierte, Nadejda Gărădețcă. Tu o litră, eu o litră, fata mea arsă, mărite! Fata ta sărmărită, da, tu zestri și ei, da! 20 de perni mari, toate pline cu țânțari! O căruță, un jucan, calul ia pașo păstat! Baba mea a văzut-o la mine în sat. Vin la Chișinău și îi spun lui Mocanu, zic, măi Mocane, hai să montăm noi baba mea. E cânta ăștia, baba mea frumoasă în uie, Gheorghișanu. Pe baba mea am făcut vă 12 babi. Vă 3 au murit și alea de când mai sunt.
Și în prima dată, și asta ea, e foarte greu ca să găsești un om care are emoții sufletești, care simte, cum să vă spun, vâna asta de comedie, vâna asta de actorie, că nu fiecare poate să fie dansator actor. Astea sunt foarte, foarte oameni, foarte multă diferență între dansator și actor. Că nu cu fiecare, nu, eu la joc am încercat pe mulți. Nu se primește, domnule, nu primește, prinde să fac fel de fel de gesturi care nu trebuie, zic, nu, așa zic, nu merge. Asta... Cine din partenerii a fost cea mai bună babă? Cea mai bună babă a fost prima babă, a fost Antonina Galustean. Asta prima babă care a fost și a rămas. Ca babă întotdeauna, să știți la mine, că întotdeauna e bună și e bine și ar să fie bine și tot rămâne bine, numai acela care e primul să stă. A doilea, a treilea, de acum să-i tot trecător. Filmările. Aceste filmările au fost la Ucraina. Acolo, în partea șeie, de unde e scris după piesă, nunta la Malina acolo. Am venit mai târziu. Dacă vineam o leacă mai înainte, pe mine vreau să mă pui în rolul lui Pugitkin, acolo unde spune, unde el joacă, frau, madame, nu știu ce, acolo spune, uite, în rolul celor trebuie trebuit, dar a venit târziu de cum era scos. Ei, de acum m-am dus eu în altă parte acolo, de niște harbuși cu niște coșuri acolo, mai de
Spiridon Mocanu toată viața a fost alături de soția sa, Iulia, care a lăsat cariera de cântăreață pentru a fi alături de omul drag. A fost un om minunat. Un om, vă spun, adevărat, nu că-i soțul meu. Da. Nu știu dacă mai sunt așa oameni cum Cătânsul. Și bun, și cinstit. Niciodată nu, o muscă nu o birduie. Am trăit 57 de ani. Am încercat să studiez arhiva și ca finală, iată, a apărut în anii 60, mica cărțulie sau zice monografie despre Spiridon Mocanu, o legendă vie. Spiridon Mocanu a fost numit de ilustrul coregraf Leonid Jacobson din Sankt Petersburg, Charlie Chaplin din Moldova.